Doamnelor și domnilor, practic în județul Telorman, votarea se apropie de sfârșit. Domnul Dragnea și echipa domniei sale a început-o de mult. 75% din președinții secțiilor de vot în Telorman sunt angajații domnului Dragnea. Fie că sunt angajații la Consiliul Județean, fie că sunt angajații primăriei din Alexandria, fie că sunt angajații personali ai domnului Dragnea. Cu alte cuvinte, nu știu de ce telormănenii s-ar mai duce la vot, pentru că știm procedura de vot din județul Telorman și nu este singurul caz. Facem un apel pe această cale la toate autoritățile care au obligația să vegheze la buna desfășurare a alegerilor, începând cu Biroul Electoral Central, unde noi am contestat inclusiv persoane, președinți de secții de votare, care sunt cercetate în momentul de față de parchetul general că au participat la fraudarea alegerilor la referendum, fraudarea referendumului. Practic, v-aș da și câteva nume. Este vorba secția de votare numărul 3 din municipiul Alexandria. Este vorba de domnul președinte Iulian Ulmeanu, care este cercetat în momentul de față pentru ceea ce a făcut la referendum. De asemenea, sunt în momentul de față la nivelul secției de votare numărul 28 soțiile, doamna Mocanu Madelona, soție consilier local PSD, președinți de organizații PNL, și aici mă refer la secția de votare numărul 5 din Alexandria, doamna Tatiana Ilie, este membru al PNL-ului. Practic vă putem pune la dispoziție toate numele persoanelor desemnate ca președinți sau ca locțitori ai președinților secțiilor de votare, care nu fac nimic altceva decât să demonstreze tentativa de fraudă.